A intrat cu viteză maximă în mașina de poliție. Un accident înfiorător a fost filmat pe o autostradă din Italia. Conform observator în news.ro, camerele de supraveghere au filmat ieri un accident incredibil pe autostrada A1, tronsonul care traversează provincia Parma spre Milano, în Italia. Un Volvo a intrat cu viteză maximă într-o mașină de poliție, după ce șoferul a refuzat să oprească la semnalele carabinierilor. Accidentul s-a produs la juncțiunea dintre A1 și A15 Parma, pe direcția Milano. Polițiștii deviau traficul din cauza unui alt accident în în care fusese implicat un camion. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum agenții care se aflau pe carosabil și erau armați cu steaguri portocalii, dirijau mașinile pe o rută ocolitoare. Doar un Volvo albastru vine cu viteză maximă și spulberă mașina polițiștilor. Doar o minune a făcut ca cei doi ofițeri să se ferească în ultimul moment și să scape cu viață. În urma impactului, șoferul din Volvo a fost rănit și transportat la spital. Infericit Represa locală scrie că starea lui nu este gravă, relatează observatornews.ro.